aprobat în Camera Deputaților un proiect de lege pentru copilașii cu vârste între 3 și 6 ani și vor primi de la stat 50 de lei pe lună. Repet, copiii care au probleme financiare în familie. E cam puțin 50 de lei pe lună. Păi ce face cu 50 de lei pe lună? Ce poate să-și ia copiii? Că dacă se duce să-și ia un caie sau o carte sau eu știu ce, niște dulciuri s-au dus, ce e? Nu e corect legea. Trebuia să le dai 400, 500 de lei. Era vă referiți 4 milioane, 5 milioane? 5 milioane, bani vechi, da. Deci pentru copii cu vârste între 3 și 6 ani, dumneavoastră ziceți 4 milioane, 5 milioane. Dar pentru cei trecuți de 10 ani în sus sau pentru cei la facultăți? La aia cel puțin 1000 de lei acum, 10 milioane vechi cum era. Ar trebui să fie. Ce am putea să facem în privința asta? Păi ce, nu știu, n-am... Păi să schimbăm, dar pe cine să schimbăm? Că n-avem pe cine să schimbăm. Că pe cine schimbăm, tot aceeași lege o dă. Păi dacă n-ați văzut, am văzut la știri, la televizor, un deputat din Parlament nu știa că costă o pâine în România. Ce să mai spun? Este un lucru foarte bun. Foarte, foarte bun. Să le țină Dumnezeu obiceiul și să mai dea și la alții. Nu, ce, pentru ei oferă mult și pentru alții copiii care trebuie să fie viitorul. Foarte... Copii cu probleme, care nu au situația financiară părinții bună. Copii cu vârste între 3 și 6 ani. Mă rog, și pentru copiii ăia sunt alocați foarte puțin bani. Indiferent la pensionari, la tot ce vreți dumneavoastră, la muncitori, ei își pun salarii mari, sunt niște nenorociți. Dar pe subiectul nostru acum, credeți că ar trebui alocat o sumă mai mare da. de 50 de lei? Da, normal, mai mare. De ce? Pentru că e copil mare și dezabilități sau alte probleme și e nevoie de bani. Cum pentru ei își permit. Eu, unul, dacă aș fi un conducător, mi-ar da Dumnezeu putere, n-aș face altceva decât pardon, i-aș pune și pe ei cu un salariu sau cu o pensie de am eu, 2 luni sau 3 luni să trăiască, să nu mai aibă altceva, să le blochez toate conturile, să plătească și utilități, toate cele, dintr-o pensie sau dintr-un salariu care l-are dumneata, eu sau oricare altul. Ăștia mor, sunt niște paraziți ai țării, ai societății. Nu merită niciunul. Au făcut alianțe. Toate partidele cu toate partidele au demonstrat că sunt de tot rahatul. Și nu mi-e rușine să o spun și am dreptul să spun opinia. Ce credeți atunci că ați putea să faceți în privința aceasta? Ce măsură ar putea lua populația? Statul român sau cum să zic, populația? Deci populația are posibilitatea odată la 4 ani să-i sancționeze. Dar fiind atât de năcăjiți, primesc sacoșa care e de le ține o săptămână și nu se gândește lumea, școală n-au, asta urmăresc ei guvernanță, să fie dobitoși mulți, să poată să-i conducă bine. Da, și omul ia și zice, îl votez-o pe ăla, că și e o greșeală mare. Ce să vă mai spun? Dar totuși, pentru început, acești 50 de lei pe lună. E puțin. E puțin, enorm de puțin. Dar ce faci? Dar de ce pentru ei au pus-o și pensii? Stă 4 ani parlamentar și primește pensii. De ce? Ce face? Că eu am văzut că dorm. Eu i-am văzut când dumneavoastră i-ați filmat pe acolo și sfoare ca porci în vreji. Pe cuvânt de onoare, sunt niște dobitoși, sunt niște oamenii care au fost de valoare, n-au acces pe acolo că le dă câte una în cap și până la urmă unii ei care sunt naționaliști, care sunt cu țara, s-au prăpădit. De inimă rea. Foarte bine că s-au gândit și la copii, mai ales că sunt mulți copii care sunt nevoiași, părinții sunt fără servici, sunt în șomaj. Asta e, foarte bine să mai facă. Sunt ajutați copiii cu vârsta între 3 și 6 ani. Este pentru grădiniță. Este un lucru bun acest. Foarte bun, foarte bun. Ar trebui să dea și la ceilalți, că sunt mulți copii, ne sunt numeroși în familie și n-au condiții. Asta e. La ceilalți copii cu vârste mai mari, nu? Sau cum? La 10 ani măcar încolo să dea, că sunt și ăștia destul. Sunt. Dar este un lucru bun că s-a aprobat acest proiect cu 50 de lei? 50 de lei, adică 500 de mii vechi. Da. Da, da.